veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Frați și surori, haideți împreună să privim în Sfânta Carte și să urmărim o altă lecție din tematica Hristos și spășirea, ispășirea în Vechiul Testament. Ne vom opri în dreptul acestor noțiuni și evenimente, nu pentru că ele mai sunt în vigoare în forma de atunci, ci fiindcă ele sunt simbolul veșnicei forme prin care Dumnezeu a hotărât să restabilească lucrurile. În Vechiul Testament, ispășirea s-a derulat pentru vremea de atunci, repet, prin jertfele constituite de animalele curate. 4.000 de ani de istorie, Dumnezeu a rânduit acest sistem. În fiecare moment special avem o jertfă specială. De exemplu, după ce Dumnezeu a curățit lumea aceasta prin potop, prima lucrare care a făcut-o o familie a rămasă, în primul rând Noe, spune Scriptura în Genesa 8:20, Noe a zidit un altar Domnului, a luat din dobitoacele curate și din toate păsările curate, știți că din aceste categorii încorporase mai multe în corabie, și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Și Dumnezeu a respectat angajamentul său. Apare în mod regulat expresia aceasta în dreptul jertfelor, să fie de un miros plăcut Domnului. Deci, gustul acceptat de Dumnezeu pentru vremea de 4.000 de ani a fost constituit de jertfe. Fără jertfe, Dumnezeu nu ar fi acceptat sub nicio formă umanitatea. Nu i-ar fi suportat. De ce această atitudine? De ce Dumnezeu cerea jertfe? Vreau să ne gândim la dreptatea lui Dumnezeu, izvorâtă nu din ambiții și din legi, ci din sfințenia Lui. Dreptatea sa cerea ca păcatul să fie demascat și știți că la Dumnezeu niciun păcat nu rămâne ascuns. Îngerii nu acopăr niciun păcat în universul acesta. Ei nu-și permit să nu raporteze ceva. Păcatul trebuie apoi judecat și judecata lui Dumnezeu se execută imediat, ca într-un sistem electronic, efectele se dezlănțuie și urmează condamnarea. Doar jertfele au făcut ca judecata să nu aducă condamnare. Repet, ele au fost o formă temporară de rezolvare. Și sfinții din Vechiul Testament au înțeles aceasta. Iată ce spune Scriptura în Psalmul 89, versetul 14, despre Dumnezeu, în felul în care El privește și tratează problema păcatului. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feții tale. Deci, suportul scaunului de domnie reclamă din oficiu analiza lucrurilor și judecarea lor. Dar Dumnezeu privea cu ochi de bunătate și a manifestat credincioșia. Împăcarea acestor lucruri cerea pe moment jertfe și amâna rezolvarea problemei. Citește și din Noul Testament cuvintele Apostolului Pavel din Romani capitolul 1. Pentru că n-aș vrea să creadă cineva că Dumnezeu e ca noi, sau așa cum credeau grecii despre zei, ca autoane. Dumnezeu are aceeași reacție. El nu este diferit. El este constant, El este drept. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăduși adevărul în nelegiuirea lor. Dumnezeu nu are o zi în care e mai supărat și mai nervos decât într-alta. Și astăzi întoane și dacă facem greșeli nu ne are treaba și mâine nu într-o pasă bună, cum sunt oamenii uneori, și ne pedepsește. Dumnezeu este sfânt și asta spune totul. Oamenii nu și-au permis să vină în fața sa fără să aducă o jertfă. Pentru ei a fost totalmente clar. Vreau mai întâi să privim asupra unor generalități. Vă voi reține și cu două expresii a limbii ebraice. Nu vi le spun astea și pe altele care le vom mai folosi în lecțiile viitoare, la gândul că le vom reține, că nu facem aici cursuri de ebraică, este o muncă masivă să înveți limbi care nu se mai vorbesc astăzi. Felicit pe cine poate să le învețe, poate să citească Scriptura în original. Orice traducere pierde din valoare. După cum nici când îți spune cineva un lucru,
dacă nu spui exact cu cuvintele tale și avem noi expresie, spun cu cuvintele mele. Cuvintele tale nu mai redau exact ce au redat cuvintele lui. Dar considerăm că este suficient și cât avem noi în limba noastră. Dar pentru o aprofundare, cine vrea să folosească anumite expresii, să le analizeze semantic, face foarte bine. Evreii aveau substantivul kaphav și verbul kipur. De unde la ei expresia Yom Kippur, ziua ispășirii? Kipur înseamnă literalmente a acoperi. În sens figurativ înseamnă a ispăși. Aceste expresii sunt traduse prin a face ispășire, a mulțumi, a curăți, a anula, a ierta, a fi milos, a împăca, a reconcilia. Și vreau să vă dau acum 7 înțelesuri care sunt conținute de ispășire. Fiindcă altfel, expresia ispășire poate fi înțeleasă într-un sens prea restrâns. Cum, de exemplu, expresia mântuire este un termen foarte bogat. În primul rând, cum este înțelesul fundamental, a ispăși înseamnă a acoperi, a trece cu vederea, a ascunde. Amintiți-vă de David care spunea în Psalmul 32, ferici de omul căruia nu-i ține Domnul în seama păcatul și a cărui păcate sunt acoperite. Să nu se mai vadă, să fie ascunse. Ispășirea le ascundea, le acoperea și ochii lui Dumnezeu nu mai priveau păcatul că nu-l ar fi putut suporta. În al doilea rând, ispășirea însemna a curăța, a îndepărta. Imaginați-vă că s-a murdărit o anumită suprafață sau o haină și cu o anumită soluție o curățești și se îndepartă. Sunt mizerii ușoare, care ies cu apă, altele doar cu anumite substanțe chimice. Dar păcatul nu iese decât cu sânge. Este singura soluție care îl curăță, îl spală. A treia expresie, a face compensație, a contrabalansa, a echilibra. O balanță răsturnată trebuie să poarte pe celălalt taler o greutate suficientă ca să echilibreze situația. Și sub acest aspect, animalele nu puteau, și în evrei scrie lucrul acesta, să contrabalanceze în mod desăvârșit păcatul omului. De-abia Fiul lui Dumnezeu, venit în aceeași natură, asemănătoare, nouă, a putut să echilibreze balanța. În al patrulea rând, înseamnă a împăca. Asta presupune reînnodarea relațiilor, repunerea lor pe baze legale, restabilirea părtășiei și a prieteniei. Știți că relația între Dumnezeu și om s-a frânt. Ispășirea te împacă. În al cincilea rând, înseamnă a mulțumi, a liniști, a potoli mânia, a satisface pretențiile. Chiar între oameni putem să folosim comparația aceasta. Unii ar vrea să se împace cu celălalt, dar pretinde daune. Trebuie să-i plătești anumite lucruri. Ispășirea acoperea daunele, mulțumea partenerul. Pretențiile lui erau satisfăcute. Dumnezeu nu avea pretenții absurde. Avea pretenția, în primul rând, ca oamenii să vadă cât este de vinovat păcatul, să-și dea seama că trebuie viață pentru ca viața să rămână. Și în al șaselea rând, a ispăși înseamnă a repara un rău făcut. Când se produce o stricăciune, acolo ceva trebuie înlocuit, trebuie sudat, trebuie reinstalat. S-a produs o afecțiune. Cineva spunea că păcatul este gaura neagră a Universului. Și asta trebuia astupată, trebuia pansată zona asta. Și în al șaptelea rând, a ispăși înseamnă acord, înțelegere, armonie, concordanță, reconciliere după controversă. Nu doar ca toate să fie puse la loc, dar să fie o asemenea satisfacție încât în urmă să nu se mai știe că a fost ceva afectat,
ca și cum ar face cineva o reparație, încât să nu-ți mai dea seama pe unde a fost defecțiunea, unde a fost fisura. Să fie o restabilire integrală, absolut. Toate acestea le poate realiza numai ispășire. Și când gândim la păcat și la raportul nostru cu Dumnezeu, vă rog să priviți toate aceste aspecte. Să nu fim superficiali, să zicem, îi facem lui Dumnezeu un cadou și îi trece supărarea. Jertfa nu-i cadou, jertfa este contra cost și trebuie să fie plătit prețul întreg. Păcatul nu este o simplă pedeapsă, ne-a trimis Dumnezeu la arest și mai târziu ne lasă iarăși în pace. Păcatul presupune rezolvarea întregului conflict. De aceea Dumnezeu a menținut istoria în rezolvarea acestei probleme mii de ani. Chiar timpul acesta atât de lung arată gravitatea problemei. O chestiune simplă se rezolvă într-un timp scurt. Spuneam că sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu reclamau pedeapsa, ispășirea. A anulat pedeapsa și a potolit mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va privi când vom ajunge noi în ceruri cu toată iubirea lui dumnezeiască și dragostea lui părintească. Niciunul dintre noi nu va fi amintit vreodată în veșnicia viitoare păcatul lui. Nici nu va spune Dumnezeu, v-am iertat, pe undeva îmi pare rău. Nu. Problema se rezolvă total. Ceea ce a cerut sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu a oferit ispășire și mânia a dispărut. Păcatul și moartea, toate vor fi anulate. Acest principiu se vede foarte clar în întreaga Scriptură. Vreau să vă iau două exemple. Exod capitolul 3. Dumnezeu îl cheamă pe Moise să scoată poporul din Egipt. Dar mai întâi îi se prezintă în sfințenie și apoi în răscumpărare. Să citim versetul 5, apoi 9 și 10. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Înainte de a-i spune Dumnezeu, vreau să vă fac un bine. Dumnezeu a pus problema de la capăt. Mai întâi să știi cu cine vorbești. Dumnezeu este sfânt. Și amintiți-vă că atunci când Moise a plecat în drum spre Egipt să elibereze poporul, îngerul Domnului, vegheatorii, controlorii în univers al lui Dumnezeu, unul din ei era să o omoare pe drum. Că el nu a rămas în legământul circumciziei. Doar prin intervenția salutară și urgentă a soției lui, Moise a scăpat. Iar apoi, de la versetul 9, Dumnezeu îi zice, iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. După Moise a urmat Iosua. Când Dumnezeu a vrut să-i dea biruința cuceririi Canaanului, înainte de dărâmarea zidurilor Ierihonului, citim în cartea Iosua, capitolul 5, versetul 13, că el a avut o revelație asemănătoare cu a predecesorului său Moise. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre noi sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Înainte de a-i da ajutorul, l-a conștientizat încă o dată de sfințenia sa. Și cunoașteți faptul că Acan s-a jucat cu sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că ea este valabilă și pentru cel mai mare care este în frunte și pentru oricare din tot poporul. A fost omorât cu pietre. Momentele acestea speciale, când Dumnezeu l-a omorât pe Acan imediat prin popor, când au fost pedepsiți Anania și Safira sau când au fost pedepsite Sodoma și Gomora, nu sunt situații pe care Dumnezeu le-a pedepsit mai diferit decât pe alții. Pe toți îi va pedepsi.
Păcatul este pedepsit aici pentru unii, dar pedeapsa reală, definitivă, veșnică, este iazul de foc. Acolo se vor întâlni și cei care mor în mod natural, și cei care au murit prin foc la Sodoma. Spunea Mântuitorul în Luca 13, unii care au murit prematur nu înseamnă că au fost mai păcătoși decât ceilalți. Tuturor li se va întâmpla la fel dacă rămân sub păcat. Problema este că pentru unii harul în timp este mai extins, dar mânia în final este aceeași. Deci toată chestiunea este că nu-i judecă pe toți la timp, dar de pedepsit îi pedepsește pe toți la fel, fiindcă Dumnezeu, repet, în primul rând este sfânt. Apoi este răscumpărător. N-ar avea sens răscumpărarea fără sfințenie. Acum vreau să vă citesc din Noul Testament. Ioan capitolul 3. Fiindcă din necunoaștere unii pun problema foarte lejer. Acum nu mai suntem sub lege, suntem sub har. Este diferită în Noul Testament atitudinea lui Dumnezeu față de păcat în raport cu Vechiul Testament? Iată ce scrie aici în Ioan capitolul 3, de la versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar asta înseamnă că totul se va rezolva la mântuire? Dumnezeu Tatăl a dat Fiului puterea de mântuire și judecata. Amândouă i le-a dat deodată. Pentru că iată ce scrie în versetul 36 aici. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dumnezeu are aceeași reacție, doar că în timpul de har este oferită mântuire. Mânia este undeva suspendată și Dumnezeu va tăia firul îndurării și cataclismele apocaliptice, ca un preambul al iazului de foc, vor veni peste oameni, peste oamenii ultimele generații și apoi peste toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ. Și de aceea vreau să vă citesc chiar din cartea Apocalipsei, unde este prezentat sângele mielului în paralel cu mânia mielului, ca să înțeleagă toți că cine nu are parte de ispășirea mielului va suporta mânia lui Dumnezeu și a mielului. Nu doar Tatăl se mânie pe păcat, Fiul se mânie în egală măsură și noi trebuie să o facem la fel. Despre Fiul este scris în Vechiul Testament, fiindcă a iubit neprihănirea și a urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeu l-a uns. Iată ce scrie în Apocalipsa capitolul 5, versetele 9 și 10, mai întâi. Răscumpărații cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Cerul întreg a cântat și oamenii mântuiți s-au asociat cu ei în rugăciune și în laudă, recunoscând că doar sângele mielului le-a dat harul să fie acolo. Și apoi întorc paginile și citesc din capitolul 6, versetele 16 și 17. Imaginea de pe pământ, diferită față de cea din cer de la tronul lui Dumnezeu. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Nimeni. Oamenii sunt obișnuiți cu un mântuitor pe care să-l pună și să-l ia de sărbători. Primăvara se fac alte oficii, dar prea puțin oamenii gândesc că mânia mielului este gata să se răzbune. Citeam despre un eveniment petrecut în insula Martinica, acolo unde oamenii în număr de aproape 30.000 trăiau într-un oraș turistic plin de desmăț și de păcat. Fuseseră sărbătorile și ei recurseseră la un sacrilegiu, puseseră unui animal necurat o cruce în spate, să-și bată joc de istoria patimilor. La câteva zile, muntele Pele, vulcanul de acolo,
a dat semne că va emana lavă. Au venit cercetători în domeniu, au spus că temerile sunt reale, dar cei de acolo nu credeau decât în cheful și în orgiile lor. Chiar guvernatorul s-a dus în acea localitate să-i tempereze și să le spună să fie liniștiți. Și în ultima lor noapte, în ultima lor seară, au făcut un chef mare și orgii destrăbălate. Dimineața, înainte de orele 8, vulcanul a erupt, a fost o temperatură de 700 de grade Celsius, în 3 minute au murit 30.000 de oameni. Singurul supraviețuitor a fost un deținut de 19 ani într-o celulă subterană. Nu s-a mai găsit haine. O imagine minusculă a imaginii finale care o va suporta omenirea sub mânia mielului. Dar noi vorbim despre ispășire și mulțumim lui Dumnezeu că a făcut-o pentru noi. Haideți să privim mai departe tot în Vechiul Testament, că această istorie dă greutate lucrării Mântuitorului. Să știți că toate religiile, toate culturile, orice națiune are idei asemănătoare cu cele ale Scripturii. Toate religiile cred în divinitate, în nevoia de mântuire, în răsplata binelui și a răului, deci implicit în judecată, și în nevoia unui salvator. Dar ei au idei foarte deplasate. Cei care a studiat în mare, vă dați seama cât de eronate sunt doctrinele religiilor păgâne. Ce simplă și ce curată este învățătura Scripturilor. De aceea Dumnezeu a folosit poporul Israel ca să prezinte în lumina Scripturilor și în exemplu unui popor întreg adevărul privind ispășirea. Imaginați-vă că 4.000 de ani, până când trebuia să vină Hristosul, Dumnezeu a lăsat pe oameni să umble, cum scrie în Fapte, pe căile lor, pe fiecare. Și dintr-o dată să apară Ioan Botezătorul, ca un meteorit ajuns teafăr la sol, și să lămurească pe oameni. Ar fi fost imposibil, poate. Dar Dumnezeu a păstrat adevărul într-o națiune, de unde urma să-L prolifereze pe tot pământul. Evreii au înțeles greșit că numai ei sunt aleși și la sunt pierduți. Dumnezeu i-a ales pe ei să-i folosească să-și prezinte planul. De aceea a făcut cu ei toată lucrarea din Vechiul Testament. Iată ce le-a spus Dumnezeu în Exod, capitolul 19, versetele 5 și 6. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Și parcă, rămânând la acest verset, orice evreu ar fi spus, noi suntem al lui Dumnezeu, restul sunt păgâni cu diavolul. Dar versetul următor adaugă, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Pentru cine preoți? Pentru toate națiunile. Nu le-a spus Domnul Hristos ucenicilor, eu v-am ales pe voi, și Petru zice, a făcut din noi o preoție sfântă, să mergeți la toate națiunile. Ca prin sfințenia care a rămas conservată la voi, ei să afle adevărul. Spunea Mântuitorul vorbind cu samariteanca, când ea punea în calcul cele două sisteme religioase. Unde să ne închinăm, la Ierusalim sau pe munte? Și Domnul a zis, mântuirea vine de la iudei. La ei s-a păstrat ideea originală. A fost prezentată de însăși Dumnezeu. Dumnezeu a investit enorm în cei 4.000 de ani. Citesc și din Cartea de Deuteronom, capitolul 4, unde din nou rezultă ideea că ceea ce Dumnezeu a dat la evrei și ceea ce avem noi astăzi, Vechiul Testament, a fost o revelație nu numai specială, adevărată, singurul adevăr. 4 de la versetul 5. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor. Când vor auzi vorbindu-se toate aceste legi, vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să-i fi avut pe Dumnezeul lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care o vă pun astăzi înainte?
Deci toate popoarele urmau să afle că evreii au un Dumnezeu aproape care îi va mântui la vremea potrivită. Toate națiunile trebuiau să afle că legile lui Israel sunt drepte și ale lor sunt minciuni. Idolii neamurilor sunt minciuni. Adică învățătura lor despre ispășire, despre salvare, nu are nicio valoare. Imaginați-vă ce jertfe aduceau lui Baal, lui Moloch, cum au încercat prorocii lui Baal în concepția lor greșită despre ispășire, că dacă își fac tăieturi, își sensibilizează zeul și trece supărarea și ascultă. Toate erau forme eronate de interpretare a ceea ce Dumnezeu pretinde, a ceea ce Dumnezeu urma să facă El în Domnul Hristos. Din jertfele Vechiului Testament rezultă foarte clar că ele trebuiau să fie perfecte, fără pată, prea sfinte. Animalele acelea nu rămâneau doar la simpla calitate de animal, fiindcă unele le mâncau, dar care ajungea să fie închinat Domnului. Nici nu mai puteau să-l retragă înapoi. Dacă și-ar fi permis cineva în afară de preot să mănânce din jertfă, s-ar fi făcut vinovat înaintea Domnului. Banchi existau anumite jertfe din care n-avea voie să mănânce nimeni, din acele în care sângele ajungea în locul preasfânt. Acolo era vorba de jertfa de ispășire a marelui preot sau a întregii națiuni. Dintr-o dată, acea jertfă fără cusur, ca să fie cât mai reprezentativă, după ce intra în procedura de jertfire, devenea sfântă, un lucru sfânt pentru Domnul. Citeți doar din Levitic 7:1 o singură idee, pentru cine vrea, toată Scriptura este la îndemână. Iată legea jertfei pentru vină. Ea este un lucru prea sfânt. Și la evrei încă exista posibilitatea ca să fie un lucru sfânt și prea sfânt. Iată ce calitate dobândea jertfa. Nu degeaba scrie și în cartea Exod, când este vorba de mielul salvator, în capitolul 12, versetul 5, aceeași idee. Să fie un miel fără cusur era reprezentarea Fiului Dumnezeu. Aveau niște reglementări foarte stricte. Existau jertfe la care preotul, ca să termine procedura, trebuia să schimbe hainele. O parte din procedură să fie îndeplinită în cort, alta în curte, o altă parte afară din tabără, ce să fie ars, cum să fie spălat, tot. Și dacă vreți, toate astea au simbol în viața bisericii. Sunt anumite cărți, pot recomanda și oferi la cine dorește, care explică fiecare jertfă pe părți, componente, care este simbolul și aplicația. Noi acum doar sintetic trecem peste ele. Vreau să ne uităm de-a lungul Vechiului Testament, din punct de vedere istoric, evoluția sistemului de ispășire prin jertfe. Întoarceți la Genesa, capitolul 3. Și amintiți-vă că Dumnezeu a spus lui Adam, în ziua în care vei păcătui, vei muri. Și eu, de exemplu, am auzit interpretări care spun, la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și Adam n-a trăit 1000 de ani și prin aceasta se explică faptul că el a murit în ziua când a păcătuit. Vreau să vă arăt de aici că cineva a murit exact în ziua în care Adam a păcătuit. 3:21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și neveste lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Credeți că a fost vorba doar de o problemă de confecții? A fost o jertfă? Și Dumnezeu nu l-a mai putut accepta pe Adam decât să trăiască prin moartea cuiva. Dumnezeu a văzut jertfa care a fost adusă și Adam era ascuns în ea și Eva de asemenea, în rezolvarea temporară. În capitolul 4 îl vedem pe Abel, cel neprihănit, a cărui fapte erau bune, care n-a putut fi primit la Dumnezeu și socotit neprihănit, decât tot prin jertfă. Iată ce spune în 4:4. Domnul a privit cu plăcere o jertfă de un bun miros, plăcut Domnului. Ne completăm noi cu
înțelesul Vechiului Testament. A privit spre Abel și spre jertfa lui. De aceea nici nu se discută mântuirea vreunui om prin prisma faptelor lui. Doar prin prisma jertfei și a ispășirii. Dar Dumnezeu încă de la început, întoarceți la capitolul 15, deși s-a folosit de jertfe din animale curate, iată și aici când Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram, când el a zis în versetul 8, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că voi stăpâni țara asta care mi-o promiți? Și vă rog să vă gândiți că Avram nu se gândea numai la Canaanul acel. Scriptura explică în mod foarte clar în Evrei 11 că Avram se gândea la o altă țară, de sus. Este cu dublă conotație întrebarea lui Avram. Doamne, aici îmbătrânesc și mor și n-am urmași și dincolo, de asemenea, moartea mă oprește în a ajunge la țara aceea. Cum se rezolvă problema? Avram e prin jertfă. Și știți că Mântuitorul a zis că Avram a văzut ziua lui și s-a bucurat? S-a bucurat anticipând jertfa și dreptul la acces în cer. Și aici Dumnezeu i-a zis lui Avram, de la versetul 9, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Le sacrifici, facem un legământ pe bază de sânge și făgăduința rămâne în picioare. Dar fiindcă nu jertfele din animale puteau să rezolve problema, Dumnezeu n-a încheiat lucrarea pământească cu acest mare patriarh fără ca să arate lui și nouă tuturor că jertfa trebuia să fie un om. Și în capitolul 22, Dumnezeu îi dă marea probă lui Avram, poruncindu-i să ia pe fiul lui, pe singurul lui fiu, că și tatăl unu are numai, și să-l ducă pe muntele Moria să-l jertfească. Și aici spune Scriptura, de la versetul 16, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Pe ideea înțelegerii acestui fapt a clădit Dumnezeu făgăduința mântuirii neamurilor. Dacă vreți, stăpânirea cetăților vrăjmașilor înseamnă nimicirea demonilor. Toate le rezolvă ispășirea. Tot lui Avram i-a dat Dumnezeu și legământul circumcizii, a tăierii împrejur, în capitolul 17. Și apostolul Pavel explică în Noul Testament că nu tăierea împrejur îl califică pe Avram, ci credința în jertfa ispășitoare. Tăierea împrejur, zice Pavel, a venit doar ca să nominalizeze, să definească problema. După cum și în Noul Testament, nu botezul rezolvă problema, și credința care este mărturisită înainte de botez. Credința în jertfa Mântuitorului, iar botezul este doar simbolul aceleiași lucrări. Dumnezeu dezvoltă problema pe larg, începând cu Moise, odată cu darea legii, pe perioada profeților Vechiului Testament. Mântuitorul spunea în Matei capitolul 11, delimitând perioada aceasta, 11:13, căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Legea a avut locul ei și rolul ei și prorocii pe al lor. Și amintiți-vă că înainte de patimile Mântuitorului, într-o ședință în slavă, s-a prezentat Moise, reprezentantul legii, și Ilie, am putea spune, reprezentantul profeților. Legea a arătat tot simbolul ispășirii prin Hristos. Dacă vreți, mielul era luat la un anumit număr de zile, ținut, apoi sacrificat. Toate astea își găsesc corespondentul în istorie. Sângele urma să fie introdus în templu. Domnul Hristos a intrat cu sângele său în templu din cer. Legea prezenta toată procedura. Era ca o machetă în miniatură a lucrării veșnice, umbra lucrurilor viitoare. Și poate că vă par mai grele studiile acestea. Îi spuneam cuiva, o simplă predică, o fotografie pe care o faci unei clădiri, în două dimensiuni. Un studiu de genul acesta este
mult mai complex. Ar însemna schițele clădirii, să intri la subsol, să observi toate camerele, dar în urmă, dacă l-aș pune pe cineva să-mi descrie clădirea numai pe poza aceea luată dintr-o parte, nu știu cum, ce mi-ar putea spune ce-i acolo. Dar după ce am văzut toate schițele la fiecare nivel, banca am intrat în măsura în care Dumnezeu ne dă acces și lumină prin Duhul. Și dacă îl pun să povestească, în urmă o să spună, ce palat! E cu totul altceva. Cere efort, dar vom vedea în urmă, pentru cei care nu-și pierd cumpătul și stau bine cu coapsele minții, cum spune Apostolul Petru, ca să urmărim îndeaproape aceste realități. Dacă legea a prezentat toată procedura pe care urma să o parcurgă Hristosul, profeții au prezentat pe Hristos. Și când Mântuitorul le explica ucenicilor ce a zis legea, le spunea, iată ce cere legea, trebuie o jertfă. Când le explica din proroci, spuneau, nu mă cunoașteți, m-au prezentat prorocii. Isaia prin Duhul l-a văzut. Și alții și alții, Mica i-a văzut originea sa în Betleem. Cât de sărac ar fi Scriptura Vechiului Testament fără proroci. Cât de neînțeleasă ar fi jertfa Domnului fără lege. Toate sunt bine aranjate de un Dumnezeu care se pricepe să construiască și după aceea să coloreze frumos. Și nu-și pierde valoarea nimic din ce face Dumnezeu. Dacă Mântuitorul găsea plăcere să le predice oamenilor din lege și din proroci, cred că se va stârni și în noi pasiunea să urmărim lucrurile acestea, fiindcă nu le urmărim doar așa ca să facem prezentarea istoriei evreilor și nici să ducem pe cineva la lege. Nu ducem pe nimeni la Sinai, că de pe Sinai nu se vede decât mânia și cerințele lui Dumnezeu. De pe Golgota se vede salvarea și scara cerului. Dacă legea arăta procedura jertfei, prorocii de asemenea arătau felul în care omul ar trebui să se prezinte, să aducă jertfă. Și vreau să citesc împreună cu dumneavoastră câteva versete. De la Psalmul 50, de la versetele 12 la 14. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, a zis Dumnezeu, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfei lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Ca nu cumva evreii să se scape și să creadă ca neamurile că zeii se hrănesc cu asemenea substanțe, Dumnezeu le-a zis, pe mine mă interesează în primul rând atitudinea interioară. Și problema asta e din capăt. Domnul n-a urmărit doar jertfa și procedura execuției ei și starea lui Abel. Dacă mi-aduci o jertfă de mulțumire, atunci fii cu inima mulțumită când mi-o aduci. Nu ca și cum ai spune unui om, mulțumesc, că așa e protocolul, să se spui, aș mai mulțumi dacă mi-ai dat tu. Dumnezeu cercetează inima, nu doar fapta în exterior. Îi aduci o ardere de totul lui Dumnezeu și tu nu te consumi nici 10%. N-are decât să-i placă lui Dumnezeu de jertfă, dacă tot se frige și îi place miros. Dar lui Dumnezeu vroia să-i placă de oameni. David a înțeles aceasta și zice în Psalmul 51, de la versetul 16. Dacă ai fi voi, jertfe ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsezi binefacile asupra Sionului și zidește zidul Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Nu se cerea în vremea lui David să se întrerupă. Doar fie o stare de neprihănire, de sfințenie, de umblare cu Dumnezeu și procedura încă să rămână în picioare. Citim și din Isaia 1. De la versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardere tot ale berbecilor și de grăsimea vițelor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, că își mi-e scârbă de temâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge, nu de sângele jertfelor, și de sânge nevinovat, rezultat din trăirea lor păcătoasă. Dumnezeu n-a desfințat, repet, în vremea lui Isaia, sistemul de jertfe. Trebuia să rămână până când urma să se despice perdeaua și să fie adusă jertfa de săvârșit. Dar le-a tot spus prin profeți. Voi n-ați înțeles ce spune legea. Și în timpul Mântuitorului se tot certau și discutau ce-i place lui Dumnezeu.
Și era un dispută învățători. Și Domnul Hristos le-a zis, iar ați uitat ce trebuie, dreptatea, mila și credincioșie. Vă întreceți în a fi formal religioși și n-aveți fondul. Riscul acesta este și la noi. Fiecare cult are legea lui. Și noi ne facem slujba după legea noastră. Cât e de Biblie că la fiecare Dumnezeu știe. Și noi, dacă vom fi sinceri. Dar dacă și astăzi profeții ar fi cu aceeași autoritate și ne-ar descoperi pe fiecare, cu câtă sinceritate venim înaintea lui Dumnezeu? Când spunem la finele rugăciunii sau pe parcursul ei, Doamne, toate acestea ce le cerem, și iertarea, și anumite haruri, și anumite daruri, în numele Domnului Hristos, suntem noi curați. Când stăm înaintea lui Dumnezeu cu o așa jertfă, nu este mult mai grav astăzi decât atunci. Niște mâini necurate aduceau un vițel curat. Și astăzi, o inimă păcătoasă să vină și să aibă pe buze, de unde se aduce, spune în Evrei 13, lauda, jertfa buzilor noastre, să aibă numele lui Hristos. Cât de deranjant pentru Dumnezeu. Credeți că în decursul istoriei bisericii n-a mai gândit Dumnezeu aceleași lucruri ca aici? Nu mai vreau adunări și biserici. M-am săturat de voi. Doamne, nu te depărta de noi. Că vrem să ne întoarcem cu sinceritate și la o așa jertfă să ne prezentăm cu totul altfel. Dumnezeu să ne cerceteze. Vă rog să gândiți și la întregul lor sistem. Exista un cort. Noi astăzi avem o biserică. Totul era aranjat acolo. Altarul tămâierii, în Sfânta Sfintilor, chivotul cu capacul ispășirii. Vom vedea noi ce valoare au aceste lucruri. Existau sărbători după un orar sfânt. În fiecare zi era o jertfă, una dimineața și una seară. În sabat erau mai multe jertfe. La lună nouă, de asemenea, era supliment. Iar cu ocazia celor trei sărbători mari de peste an, erau multe jertfe care continuau tot cu supliment în săptămâna aceea a azimilor și în săptămâna de după sărbătoarea corturilor. Vreau să încheiem amintind în final încă o dată că înaintea lui Dumnezeu, fără chipur, fără ispășire, nu există intrare. Ispășirea acoperă păcatul, ispășirea ne împacă, ispășirea echilibrează balanța, ne pune pe noi în concordanță cu Dumnezeu și restabilește ordinea și părtășia. Iată ce scrie în Evrei capitolul 9, de la versetul 7, acum. Dar în partea a doua a cortului, intră numai marele preot odată pe an și nu fără sânge, pe care l-aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiințele norodului. Despre aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești date, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acesta mai mare și mai desăvârșit, care nu este zidirea aceasta, nu este făcut de mâini, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci, nici măcar Fiul lui Dumnezeu, cu toată puterea sa, și am zice noi, cu toate relațiile sale din ceruri, n-a putut să meargă pe scurtătură și să se găsească o altă procedură de îmbunare și de refacere a lucrurilor. El n-a îndrăznit să intre acolo decât cu sânge, prin ispășire. Vechiul Testament a avut lucrări doar temporare, prin care oamenii trebuiau să înțeleagă ce cere Dumnezeu, ce vrea El. Cineva spunea, parcă arătând felul în care Dumnezeu lucrează, dacă imediat Satan ar fi fost nimicit, cum uneori ne izbim de întrebări, de ce Dumnezeu a lăsat răul să se împrăște în univers? Și când îngerii și arhanghelii ar fi întrebat, unde e Lucifer? Că până mai ieri era cu noi la închinare. L-am omorât, am terminat cu el. Nu se putea rezolva altfel. Dar după 6.000 de ani de istorie, așa după cum omul a fost creat doar în a șasea zi să intre în odihnă, vom intra și noi în odihnă și vor pricepe lumile cerești, toată umanitatea, pentru toată eternitatea, de ce Dumnezeu a procedat așa. Nu se putea altfel. N-ar fi fost întreg, n-ar fi fost normal. Și mai citim doar din Daniel capitolul 9, versetele 26 și 27. O profeție referitoare la Mântuitorul și la evenimente cu totul și cu totul speciale, date de lupta aceasta din univers și de lucrarea lui Dumnezeu.
După aceste 62 de săptămâni, perioada de la profeție până la vremea Mântuitorului, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Am murit și am înviat. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un poptop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătate săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor dolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra lui, asupra celui pustit, prăpădul hotărât. Câte luptă va duce Satan până în final, dar tot planul lui Dumnezeu se va vedea la urmă. Bine zice înțeleptul că noi acum nu-l putem pricepe de la început până la sfârșit. E prea lung, e prea înalt să intre în mintea noastră. Dar totuși, merită să ne preocupăm cu el. Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.